Aș vrea ca, în momentele care ne stau la dispoziție, câteva minute, să medităm împreună la o întrebare, și anume, când va veni Domnul Iisus Hristos? Cel mai posibil, probabil, în contextul nostru advent, adventist, ținând cont că și străbunicii și bunicii noștri au gândit la fel, este să reacționăm la o astfel de întrebare cu următoarele idei sau gânduri. Nu este treaba noastră să știm când. Pentru că este foarte dureros să-ți pui speranța într-un lucru și să nu se împlinească. O spun mereu în alte cercuri că adventismul ori va zgudui lumea, ori este de dat nimicirii, iar trecerea timpului este împotriva adventismului. Pentru că fiecare an trecut, fără ca Domnul Iisus Hristos să vină, se așează ca o povară imensă pe umerii noștri. Pentru că biserica aceasta a fost chemată de Dumnezeu la existență, să spună lumii, ieșiți din Babilon, trăim timpul judecății, trăim în ultima zi a istoriei acestei omeniri și Domnul Iisus Hristos este gata să vină. Au trecut peste 160 de ani. Peste 160 de ani. Și iată-ne că încă suntem pe pământ. Iar strigătul Bisericii Adventiste este din ce în ce mai... Nu mai este strigăt. Nu mai este strigăt. Aproape nu se mai aude glasul acesta nici măcar șoptind. Trăim timpul judecății. Trăim ultima zi a istoriei omenirii. Domnul Iisus Hristos este gata să vină. Și avem tot felul de explicații. De exemplu, unii dintre noi cităm 1 Tesaloniceni, capitolul 5, care spune, nu este treaba voastră să știți vremurile, soroacele. Nu. Uitând că câteva versete mai jos, Scriptura spune, căci voi înși vă știți. Știți și nu veți fi luați prin surprindere, ci veți fi gata când Domnul Iisus Hristos va veni. Bineînțeles că atunci când privim în cartea Matei, dar nu doar în Matei, pentru că este reluată imaginea aceasta în mai multe evanghelii, semnele sfârșitului, ucenicii preocupați de același dor, deși îl aveau pe Domnul Iisus Hristos, erau preocupați să știe când se vor împlini aceste lucruri, când Ierusalimul va fi distrus. Apropo, ucenicii credeau că distrugerea Ierusalimului reprezintă sfârșitul lumii. Pentru că mentalitatea lor de popor ales, ei îl aveau pe Dumnezeu în templu. Adică cum să fie distrus templul? Dacă templul evreilor este distrus, evident nu poate fi distrus decât la sfârșitul lumii. Iar Domnul Iisus Hristos, știind că întrebarea lor când va fi distrus Ierusalimul, pentru că despre asta vorbea Iisus mai înainte, Domnul Iisus Hristos știa că ei știu, cred, că Ierusalimul va fi distrus odată cu sfârșitul lumii. Și atunci le răspunde și noi cunoaștem că din Apocalipsa, din Matei, sau prin Matei, noi trebuie să înțelegem că ceea ce Dumnezeu zice se potrivește atât pentru distrugerea Ierusalimului, cât și pentru a doua venire a lui Iisus Hristos. Dar este foarte interesant că noi, după atât de mult timp de așteptare, avem tendința să uităm întregul capitol, să uităm și ce spune după un anumit verset și să rămânem cu ideea, dar voi fiți gata. Adică, vine, nu vine, când vine, nu asta e important. Important e să fiți gata. Nu că nu aș fi de acord și eu cu tema aceasta. Unor chiar și-o cred. Depinde. Ci știți ce poate fi deranjant? Că nu suntem gata. Acum nu vreau să spun că tu nu ești gata, că nu vorbesc personal despre tine. Dumnezeu știe mai bine decât știi tu. Dar dacă din mesajul acesta al Scripturii și din profețiile Scripturii noi rămânem cu concluzia că noi trebuie să fim gata, nu este important când vine, important este să fim gata. Și nu suntem gata, dacă nu suntem gata, înseamnă că merită să ne punem sub semnul întrebării înțelegerea noastră cu privire la Scriptură. Când va veni Domnul Iisus Hristos? De curând s-a botezat un tânăr, de fapt împreună cu sora lui, am fost abordat, a dat de Dumnezeu, de Dumnezeul
îl cunoștea mai demult pe Dumnezeu. Era un om religios, un ortodox, corect, practicant. Dar a dat de înțelegere Apocalipsei, a dat de Biserica Adventistă pe internet. M-a chemat, m-a sunat dacă pot să mă întâlnesc cu el, a zis că da, a mers aproape nepregătit și așa, m-am oprit din drumul meu spre alte lucruri și eram împreună cu toată familia lui și părinții și sora lui și niște vecini ca să-mi pună întrebări. A fost excepțional. Ce a urmat e fenomenal. Următoarele zile a zis, după câteva zile, au fost poate chiar săptămâni, a zis vreau să mă botez. I-a spus, nu te grăbi, stai, vreau să studiez. Cât e? Uite, 6 luni trebuie să ne întâlnim să studiem. Și slavă Domnului că m-am scăpat spunând, dar nu e 6 luni, că nu e sfântă perioada asta. Nu scrie nicăieri în Biblie 6 luni, nu? Adică e vorba de să credem împreună același lucru, că dacă noi credem, ne botezăm oricând. Ce se poate? Păi da, atunci vreau sabatul viitor. Stai mă, că nu e chiar așa. Și ne-am întâlnit. N-a fost de dimineața până seara, că n-am putut să ne întâlnim de dimineață, dar toată ziua am studiat. O zi, două. Într-o singură zi am trecut prin tot manual. Nu l-am învățat nimic. Nu l-am învățat nimic. Niciun lucru nou nu i-am spus. Niciunul nou. Aveam un dialog pe care mărturisesc că nu l-am avut de ani buni cu vreun coleg pastor, cu teologi. V-aș citi niște mesaje pe care mi le trimite tânărul acesta. Fenomenal ce Dumnezeu a făcut în viața lui. A fost președintele Asociației de Studenți din București, implicat și în politică, dar a renunțat la toate. A studiat Geoscience, vrea să devină profesor universitar, dar a dat de Dumnezeu. Și a aflat că Geoscience-ul românesc nu prea se potrivește cu Biblia. Acum a predat la școala bisericii, la TIS. Geoscience, la copii. Ca să învățăm să creadă. Să creadă că Dumnezeu există și creează. O experiență fenomenală. Dar el îmi spune două lucruri care m-au năucit. Unu. Nu înțeleg, zice, de ce adventiștii nu vorbesc și nu spun altora ceea ce știu. Ce nu înțeleg. După vreo lună de venit la biserică, ce nu înțeleg. Nu înțeleg de ce adventiștii nu spun altora. Ci eu cred că sunt mic ca mine. Pe eu când am aflat, mi-am dat demisia de la servici, s-a mutat la țară de la București în Moieciu și a schimbat radical viața, zi, noapte, studiază. Dacă pot să mănânc mai puțin, dar să dau, am întrebări. Vreau răspunsuri. La 2 noapte îmi scrie, și azi noapte îmi scrie, e botezat, e de-a nostru. Bine că nu l-am făcut chiar după chipul și asemănarea noastră, sper să nu-l facem. Vorbesc de mine, nu de dumneavoastră, să rămână cum e. Și, am întrebări. Dar nu înțeleg de ce Biserica Adventistă tace și nu spune. Se ocupă de toate lucrurile neimportante. Cum le spune studenților cu proiectele, frecții la picior de lemn. Le-am făcut. Piciorul de lemn nu se încălzește. Poți să-l freci cât de mult vrei. Fă la un picior real. Fă ceva ce contează. Spune lumii. Am terminat lecțiunea la tineri, nu? Cu întrebarea dacă se mai potrivește tiparul bisericii primare pentru noi. Pentru că ei nu s-au apucat nici să dea de mâncare oamenilor. Nu că e rău, e bine să dea de mâncare. Nu s-au apucat nici să vindece oameni. Nu că e rău, e bine. Ci au zis, măi, există un bine raportat la timpul pe care îl trăim și la misiunea noastră și înțelegerea noastră. Există un bine care rezolvă toate problemele. Nu doar că azi nu mai e flămând sărac. Nu doar că dintr-o sută de zile de iarnă îi dau eu haine unui om de la gară și 10 zile stă în căldură. Până, da? Nu-i vor... Îs bune toate astea. Noi trebuie să iubim că suntem iubire. Sau ar trebui să fim iubire. Dar există un ajutor mai mare de care are nevoie lumea aceasta. Și au înțeles prin Iisus Hristos, da? Cei din biserica primară, că ei nu sunt chemați la toate sunt bune. Ci ei sunt chemați la ce? Aveau Evanghelia de transmis. Aveau chemarea aceasta de a spune Iisus mort și viu, înviat și urmează să vină. La fel cum a plecat, va veni. Iar biserica aceasta făcea în mod principal. Spunea oamenilor că există Dumnezeu și că există viața veșnică. Și viața veșnică este la îndemâna noastră. Este dată prin Iisus Hristos care a murit și a înviat. Și că n-am fost lăsați orfani. Ci în curând, predicau oamenii aceștia, în curând Domnul Iisus Hristos va veni și va pune capăt și frigului, și bolilor, și necazului, și foametei. Pentru că problema păcatului este problema care aduce și foame, și frig, și de toate.
Pentru că cine rezolvă problema sinelui, păcatului, morții eului, cine renunță la el, cine nu mai caută să-și salveze viața, cine îl înțelege pe Dumnezeu, cine înțelege altruismul, cine înțelege jertfa, cine înțelege trăirea pentru ce, cine înțelege că noi nu suntem creați pentru pământul acesta și cine își pune speranța în Iisus Hristos, acela rezolvă toate problemele lumii. La asta ne cheamă Dumnezeu, ca biserică să facem. Nu să fim buni acolo unde suntem. Să zâmbim oamenilor. Să întindem o mână sau să dăm o ciorbă caldă. Să, nu știu, continuați noastre cu ce vreți, să aducem pe orfan în căsuța noastră și după aceea să luăm o zi. Apropo, vreți să facem și asta, că nu-s rele. Să aducem copiii de la orfelinat, sabatul să-l aducem la biserică și noi acasă să dăm de mâncare. Știți că se poate? Că ei nu știu cum e viața de familie. Și să-l aduci să-i arăți viața lui. Nu poți să-l ții tot timpul dacă nu poți. Dar măcar să faci ceva. Toate sunt bune, dar acestea nu sunt misiunea bisericii. Ci acestea toate sunt... Așa trăim noi. Noi suntem chemați să iubim. Adică suntem chemați să respirăm. Legea vieții este iubire, altruismul. Nu e chemarea noastră. Ăsta e sensul de a fi. Nu e o chemare. Dumnezeu ne cheamă să trăim. Iar a trăi înseamnă a iubi. Dar pe lângă faptul că suntem chemați să trăim, adică să iubim, pe oricine, oricând, oricine e jurul nostru, să împlinim nevoile lor, Dumnezeu ne-a chemat împreună, formând o comunitate, să facem ceva. Și ne-a dat o misiune. Și misiunea aceasta este să apărăm Scriptura aceasta și să colportăm adevărul Scripturii, care spune că există Dumnezeu și există viața veșnică. Și că viața veșnică este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Acel Iisus care a trăit și a murit, a înviat și de-abia așteaptă să vină să ne ia acasă. Este enorm de important să știm când va veni Iisus Hristos. Răspunsul corect pe care l-am înțeles din Sfânta Scriptură, biblic, pe care îi învăț pe oameni înainte să se boteze, dar îmi dau seama că este atât de periculos, astăzi îmi dau seama, este Domnul Iisus Hristos când vine? Curând. Dar prin acest răspuns, fără să vrem, bagatelizăm, transformăm acest simțământ al iminenței venirii lui Iisus Hristos, acest dor al întâlnirii cu Iisus Hristos, îl facem din ce în ce mai superficial. Iar răspunsul acesta, când vine Iisus Hristos curând, a ajuns ca la nivel de conștiință comunitară, religioasă, bisericească, să însemne ce? Ce înseamnă curând? Ziceți dumneavoastră, ce înseamnă curând? Nu mai înseamnă nimic. Nu mai înseamnă nimic. Biserica Adventistă a fost chemată de Dumnezeu la existență cu o misiune. Împărțită în trei, solia celor trei îngeri. Și a fost chemată la misiune, da? Milerismul, da? Pentru că... hai să ajungem și aici. A doua chestiune pe care mi-o spune tânărul acesta. Zice, nu înțeleg de ce nu spuneți și altora că sunt mii ca mine care dacă ar auzi acum ar urma și și-ar schimba viața. Nu înțeleg de ce nu faceți nimic. Și acum zice, nu înțeleg de ce nu facem nimic, deși el face. Și a doua chestiune este, zice, nu înțeleg de ce cu profețiile pe care Biserica Adventistă le înțelege. El știe Daniel și Apocalipsa acum, nu știu. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Poate o dată îl chemă să vorbesc. Detaliu, greacă, ebraică, lexicoane. Ce nu înțeleg de ce în Biserica Adventistă ce nimeni nu vorbește despre venirea lui Iisus. Nu înțeleg de ce oamenii nu sunt preocupați. De ce nu sunt fericiți vorbind despre asta. De ce nu caută răspunsuri în Biblie. Ce, de ce nu gravitează în jurul venirii lui Iisus Hristos. Ce nu înțeleg. La ce veste este aceasta că Iisus vine curând? Ce nu înțeleg de ce adventiștii nu gravitează în jurul, orbitează în jurul acestui mesaj fenomenal. Aveți un răspuns dumneavoastră de ce nu? Sau poate că dacă gravitați, orbitați în jurul acestei trăiri, atunci nu aveți cum să știți de ce nu gravitați. Gravitați. Dar dacă nu este centrul, știu eu, preocupărilor noastre, venirea lui Iisus Hristos. De ce nu? V-ați gândit?
3. Tot în felul acesta îmi zice, uite, m-am gândit la o chestiune. De ce oare, sau ce-ar fi acel ceva care ar putea determina ploaia târzie? Ce e ploaia târzie? Spune că pe vărsarea Duhului Sfânt, o lucrare care se va întâmpla chiar înainte să vină Domnul Iisus Hristos, cu un impact mai mare decât l-a avut cinzecimea. Și aduceți-vă aminte la cinzecime, oameni vindecați, ori vedeau oameni în viață, umbra tăcea pe lângă unul, se vindeca, Evanghelia comunicată oamenilor, oamenii primeau, am învățat în lecțiune, erau certați, Petru îi certa, ce voi l-ați omorât, și ei ziceau, așa este, ce facem? Ce facem? Noi l-am omorât. Adică o astfel de mustrare pe față și oamenii cât 3.000 se botezau astăzi, 5.000 mâine, 10.000 alți poimine, uitau numărul, nici nu mai erau trecuți pe undeva să țin cine bot, nu mai conta. Erau cu gloatele, spune Scriptura, preoții veneau, iudeii, ateii deveneau creștini, preoții iudei deveneau ce din toate categoriile sociale oamenii veneau după Iisus Hristos, după mesajul lui Iisus Hristos. Mai ceva se va întâmpla înainte să vină Iisus Hristos. Și tânărul acesta îmi spune, ce va putea determina o astfel de mișcare? Ce va determina mișcarea aceasta, mare strigare? Trebuie să se întâmple ceva. Știți ce a determinat reforma secolului XIX? Ați auzit ideea, da? De unde ne-am născut noi, adventiști? Nu doar noi ne-am născut, că noi am fost o cireașă de pe tortul redeșteptării protestante, neoprotestante. Istoricii vorbesc despre secolul XIX în întreaga lume ca fiind un secol în care s-au întâmplat mai multe minuni și o mișcare mai mare decât la cinzecime. Căutați și citiți, istorici, nu... Au fost copii care au prorocit, mai ales în țările nordice, proroceau, vorbea Dumnezeu prin ei, nu puteai să-i miști. Vorbeau mesaje pe care nici genul le înțelegeau, cu toate elementele și cu toate, acele criterii de verificare a unui profet pe care și ele noi le-am primit. Exact același stil, același fel de comunicare a lui Dumnezeu prin profeți. Comunități, orașe întregi, pocăite, botezate, deci niște minuni fenomenale. Iar în mișcarea aceasta de redeșteptare a secolului XIX, din toată lumea, atenție, din toată lumea, în mișcarea aceasta a existat un motor din care s-a născut Biserica Adventistă. Care a fost motorul care a mișcat, care a împins mișcarea aceasta și apoi s-a format Biserica Adventistă? Vă aduceți aminte? Miller a concretizat și a descris care e forța acestei mișcări. Iisus vine. Curând. Iisus vine curând. Și în secolul XIX, toți creștinii, mai ales da, cei protestanți, neprotestanți, au venit, mișcarea asta s-a mărit fenomenal. Ziceau că Iisus Hristos vine mai puțin. Aduceți-vă aminte semnele toate din Biblie întâmplate, cerul, soarele acoperit, luna, căderea de stele, cu tremurul, toate simbolurile și semnele profetice, apocaliptice au fost împlinite și o generație întreagă, toată lumea credea că Domnul Iisus Hristos va veni. Aceasta a determinat aceste trăiri de care nu ne putem imagina. Știți ce au făcut pionerii noștri, părinți, străbunicii noștri, adventiști? Își vindeau case ca să cumpere cărți. Își vindeau case ca să-și construiască tipografii. Rămâneau pe drumuri. Adică, băi, fratele meu, adică ce e acolo? Erau atât de încrezători că vine Iisus Hristos și au cumpărat și haine albe. Știți că unii l-au așteptat în seara aceea și... Adică nu se jucau în credința aceasta. Dar viața lor era 100% centrată pe venirea Domnului Iisus Hristos. Și după ce, după eșecul acesta descris în Apocalipsa, aduceți-vă aminte cu îngerul, cu o carte, spunea o mănâncă în gură dulce, fenomenală, venirea lui Iisus Hristos, secolul XIX, deșteptarea, ce în burtă a fost amară, o mare dezamăgire. Și din dezamăgirea aceasta s-a născut Biserica Adventistă. Nu din dezamăgire, ci din scrierile biblice. Dar Biserica Adventistă a fost acea biserică care a suportat dezamăgirea, s-a ridicat pe picioare mai departe și a zis, n-am înțeles bine ceva. Curățirea sanctuarului nu este pământul și prin foc. Ci curățirea sanctuarului este sanctuarul care unde este? Da, Domnule, în cer. Că Iisus evrei spune că e un mare preot în cer, mai bun decât toți marii preoți. Odată pentru totdeauna jertfit și El slujește în cer pentru noi. Și au studiat cartea evrei și au înțeles. Ce a început în cer judecata. Și când se termină judecata, Domnul Iisus vine să ne ducă acasă.
Pentru că din 1844, sar, dacă avem și musafiri prin biserică, dar putem răspunde în alte ocazii la întrebări, dar din 1844, de când a început judecata, din momentul acela Dumnezeu a zis stânga, stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Și când termină de stânga-dreapta, vine să ne ducă acasă. Trăim timpul acesta. Trăim timpul acesta. În care nu știm pe unde suntem stânga-dreapta și eu dacă sunt la stânga sau la dreapta. Nu știm. Dar știm că atunci când se va termina ziua aceasta judecății, Yom Kippur, ziua ispășirii, Domnul Iisus Hristos va veni să ne ducă acasă. Când va veni Iisus Hristos? Și îmi spune tânărul acesta, păi dacă în istorie ce-a determinat cinzecimea? Știți ce? Așteptarea lui Dumnezeu. Petru, Pavel, predică tesalonicenilor și le spune noi cei vii care vom rămâne în viață până când va veni Domnul Iisus Hristos, nu vom merge în cer înaintea celor adormiți în Hristos, ci împreună cu toți cei pe care îi iubim. Ei vor învia. Și spune Pavel, și eu care sunt în viață și cu tine care ești în viață, împreună, cinzecimea a fost generată și puterea aceea de așteptarea Mântuitorului, lui Dumnezeu Duhul Sfânt, și de așteptarea parusiei, că Domnul Iisus Hristos vine curând. Reforma din secolul XIX și Biserica Adventistă și acele comportamente au fost generate de ceea cea mare strigare din secolul XIX. A fost generată de credința că Domnul Iisus Hristos vine curând. Și mă întreabă tânărul acesta, oare dacă ne-am apucat să studiem, n-am putea afla când vine Domnul Iisus? Și dacă am aflat când vine Domnul Iisus Hristos, n-ar fi acesta un generator de putere, comportament, generator de emoții, trăiri și s-ar schimba viața noastră? Ba da. Ba da. Dacă aș ști că Domnul Iisus Hristos vine peste 3 ani, toți ne-am hotărât să ne reprioritizăm valorile și în 3 ani. Toți. 2. Dar dacă ne-am schimbat felul de a trăi doar pentru că știm că Iisus Hristos vine peste 3 ani, n-am meritat niciunul cerul. Pentru că n-am înțeles nimic despre Dumnezeu. Și dacă acceptăm aceasta, că motivația este importantă și creștinismul sau creștinul nu trebuie să fie născut dintr-o motivație greșită, știți ce înseamnă? Că noi ar trebui să ne comportăm, să trăim în fiecare zi a vieții noastre, ca și cum Iisus Hristos ar veni peste 3 ani. Ca și cum Iisus Hristos ar veni peste 3 ani. Însă, bineînțeles că tânărul acesta studiază. Vă citi un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Iisus i-a lăsat pe oameni să înțeleagă că El vine curând. N-au vrut ei, s-au jucat ei și au vrut ei să înțeleagă. Și Domnul Iisus Hristos le spune, vor fi semne în soare, în lună, în stele, pe pământ, va fi strâmtorare printre neamuri. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla. Tot în Matei 25 le spune, fiți gata. Dar nu spune nici într-un loc să nu vă preocupe când vin, ci să vă preocupe cum vin. Și întregul Nou Testament este așezat pe aceste semne. Priviți semnele. Uitați că se înfrunzesc copacii. Să știți că vremea este aproape. Și Dumnezeu spune, uite, când Evanghelia va fi dusă la capătul lumii, vor fi semne în soare. Adică uitați-vă. Oamenii își vor da sufletul de groază, cum ne dăm noi astăzi, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate, atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Și apoi spune așa, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, nu că nu contează, ci ar trebui să fim cu ochii în Scriptură și în lume. Când veți vedea că se întâmplă aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră este aproape. Și le-a spus o pildă. Vedeți mochinul și toți copacii? N-avem timp să explicăm. În celelalte părți unde apare ideea aceasta, apare doar smochinul. Aici apare și copaci. Și aici smochinul, pe cine îl reprezintă smochinul în Biblie? Pe Israel, da? Și de aici unii interpretează, de exemplu, textul acesta spun, când înfrunzește Israelul, unic în lume și supernatural. Israelul nu putea să se reînființeze, să existe din nou ce s-a întâmplat în, știm istoria, din 70 până 1948. E o minune ceea. Este imposibil așa ceva.
Și spune, când va învrunzi Israelul și îl veți vedea, voi singuri să cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece generația aceasta, neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri. Israelul, aici nu este doar smochinul, deci nu este vorba doar despre Israel. Deși unii pot să interpreteze așa. Și numărul, o generație, cât e o generație de oameni? 70, mai tare 80, spune Scriptura în Psalm. Și atunci dacă tu calculezi 1948, îți dai seama că puțin ar mai fi. Dar Biblia aici vorbește nu despre Israel. Sau poate vorbi, sunt mic, nu știu. Dar pentru că apar și ceilalți copaci, se referă pur și simplu la o chestiune simplă. Și anume, că Dumnezeu consideră că este important să știm timpul sfârșitului și când vine El. Este important. Și că misiunea Bisericii Adventiste este să spună lumii că Iisus Hristos vine curând. Nu curând, oricând, spiritual, ci foarte, foarte repede. Să vă dau un alt exemplu. Tot în urmă acesta studiază și îmi trimite peste 30 de citate din Spiritul Profetic în care le mai spune așa. Că istoria acestui pământ, marea luptă pe pământ, va dura 6.000 de ani. Și a 7.000 de ani o vom petrece în cer. Aduceți aminte de mileniu. 1.000 de ani. Nu? Și Scriptura spune în Apocalipsa că de 1.000 de ani vom trăi în cer. De ce exact 1.000 de ani? De ce exact 1.000 de ani? Și el mai spune 1.000 de ani pentru că vorbim despre un tipar sfânt, 7, pe care Dumnezeu ni-l lasă. Apropo, săptămâna, luna, anul, toate sunt legate de cer, de natură, da? Pământ. 7 de ce e legat? Nu este legată săptămâna decât de Dumnezeu. Că El a zis, numărați din 7 în 7, că v-am dat savatele mele sfinte. Nu există vreo altă rațiune care să ne dea săptămâna decât există. Săptămâna cât va trăi, va vorbi despre Dumnezeu că e Creator. Nu? Revoluția franceză ce a încercat să facă? Ce pe Dumnezeu e greu să-L ucidem. Dar hai să-L ucidem săptămâna. Că dacă scoatem săptămâna, 7, 7, 7, sabat, sabat, dacă scoatem săptămâna, îl vom distruge pe Dumnezeu și nu va exista Dumnezeu. Și mă întreabă tânărul acesta, de exemplu, ce scop are textul care spune că o zi pentru la Dumnezeu este cât 1.000 de ani și 1.000 de ani cât o zi? Că dacă ar fi spus doar că 1.000 de ani sunt cât o zi, ar fi avut sens. De ce? Că apare textul acesta în 2 Petru, în contextul în care spune, măi, nu întârzie Dumnezeu. Pentru voi 1.000 de ani e mult. Dar pentru Dumnezeu 1.000 de ani e cât o zi. Deci înseamnă că câțiva ani care voi vedeți că sunt în întârziere și Dumnezeu nu vine, pentru Dumnezeu sunt secunde. Adică nu întârzie. Dar nu spune că multul e puțin pentru Dumnezeu, deci nu întârzie. Ci spune că și puținul e mult. De ce? Știți ce vom face noi în cer? 1.000 de ani? Toți, spune textul Biblic, vom preoți. Vom fi la biserică, la templu, toți. Pentru că este sabatul pământului și creației lui Dumnezeu. Peste 30 de citate mi-a trimis. E Spiritul Profetic care spun 6.000 de ani pe pământ, marea luptă. 1.000 de ani. Pentru că 1.000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1.000 de ani. Este o cheie profetică. Și spune-mi tu unde o poți interpreta, folosi ca o cheie profetică altfel decât în ideea acestei săptămâni. 6 zile, 6.000 de ani, 1.000. El vine cu mai mult la mine. Și tot mă străduiesc să explic anumite lucruri. Zice așa, și îmi dă citatul. Spune Hristos Lumina Lumii, dar e repetat în mai multe părți. Zice că Domnul Iisus Hristos, când a fost ispitit, reprezintă acea biruință pe care omul a adus-o după 4.000 de ani, spune, 4.000 de la căderea în păcat până la biruința în pustie. 4.000 de ani. Știți când a fost ispitit Iisus? Acolo, după botez. Botezul. Botez? Exact atunci. Știți în ce an a fost Iisus botezat?
Este anul profetic din Daniel capitolul 9, cea mai clară și cea mai puternică profeție din Biblie, descrisă și pentru copii. O profeție pe baza cărora evreii puteau să știe cu exactitate când va fi Iisus Hristos uns ca Mesia. Spune că ultima săptămână, 70, începe de aici, începe să numărați, ultima săptămână, părțițion 3, la început, spune va fi uns Mesia și chiar termenul va fi uns, va fi recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu și pentru El și pentru toată lumea, își începe lucrarea. Spune că la mijlocul săptămânii va fi stârpit, e un termen din jertfe, că ardere de tot, reprezentându-L pe Iisus, va fi, zice, omorât, stârpit, ars de tot și va trăi. Și la finalul săptămânii, Ștefan, lepădat, da, va trece biserica, împărăția și la neamuri. Cu exactitate, nașterea lui Iisus Hristos ca Dumnezeu, ca recunoaștere a faptului că este Dumnezeu și Tatăl și Duhul Sfânt îl recunoaște ca Dumnezeu, nașterea lui Dumnezeu, unicul acesta, e în anul 27. Și mă întreabă omul acesta, zice, frate pastor, dacă spiritul profetic Biserica Adventistă îl acceptă ca fiind, Ellen White e acceptată în biserică ca fiind spiritul profetic, de ce să nu socotim și asta o profeție? Răspunde, de ce nu? Și dacă anul 27 a fost împlinirea 4.000 de ani, a 4.000 de ani de la căderea în păcat, mă întreabă pe mine, zi, frate pastor, când se împlinește 6.000? Și zice, știi ceva? Zice, ați studiat cronologia de la... În două săptămâni a făcut toată cronologia Bibliei. În două lucrare de doctorat. Au luat doar Biblia. Să zic, mă, și mă întreabă, auziți, dați-mi un argument de ce există cronologie în Biblie. S-a născut și la ce vârstă l-a născut pe celălalt și la ce vârstă l-a născut pe celălalt și de ce sunt cronologiile în Biblie. Că pe noi ne plictisesc. Și zice, dați-mi un răspuns care mai logic decât că ne sunt date ca să ne dăm seama de timp. Eu am unul mai bun și l-am zis, dar nu vin zic dumneavoastră. Dar poate fi și ăsta un argument. Poate fi și ăsta un argument. Și zice, în două săptămâni face o cronologie și spune, a studiat cronologia de la Geneva, ce a folosit de King James și a... Ce da, știți că toate dau că pe acum, 2027, 2028, da, dau că se împlinesc 6.000 de ani. Evreii spun că suntem în anul 5.780 și ceva. Ceva de genul ăsta e anul de la evrei. Bine, conform Septuagintei, dar nu intrăm în detalii, că depinde ce cronologie citești. Septuaginta vorbește despre o cronologie care a depășit cu mult 6.000 de ani acum, da? Textul masoretic și scriile după care cele mai bune traducere există sunt, vorbesc despre o cronologie care acum trebuie să împlinească 6.000 de ani, aproximativ. Dar ce vreau să vă transmit? Dincolo de cronologie, eu cred că nu puteai cu exactitate să știm anul. Eu cred că Domnul Iisus Hristos vine după 6.000 de ani. Eu cred că lumea a fost inspirată de Dumnezeu. Eu cred caracterul profetic al Scripturii și profețiile din Biblie. Și cred că 1.000 de ani vom petrece în cer când se vor termina 6.000 de ani. Cred în același timp că nu putem ști cu exactitate când se împlinesc cei 6.000 de ani. Nu putem ști cu exactitate. Sunt goluri, chiar dacă faci cronologia biblică. Dar ceea ce cred cu siguranță este că în curând, repede la propriu, se vor termina aceste lucruri. Nu cred interpretarea baptiștilor și penticostalului cu privire la Israel și renașterea acestui popor, deși au putere în argument, măcar le știm, adică măcar să ne pese, să citim, să cercetăm, să știm de ce Israelul nu este în profeție, să zicem, cum spun frații noștri penticostali baptiști, că sunt niște texte enorm de grele. Dacă citiți, de exemplu, în Roman, capitolul 11, veți vedea despre evrei că își vor împlini din nou numărul și că tot Israelul va fi mântuit, acolo unde spune ce voi ați venit și ați fost altoiți. Dar unde ați fost altoiți? În Israel. Israel a fost tăiat. Dar zice, dacă voi ați putut fi altoiți unei rădăcini izraelite, nu poate izraelitul să fie înapoi altoit în rădăcina lui? Și spune Biblia, ba da, și se va întâmpla. Citiți capitolul. Eu cred că Antichristul nu se va naște în Ierusalim, da? Așa cât frații noștri, penticostali, baptiști, nu toți, dar cei mai mulți. Dar măcar este important să-ți pese, să te întrebi, să cauți, să știi de ce una, de ce alta. Că dacă există Dumnezeu, dacă există Dumnezeu și există viață veșnică și Domnul Iisus Hristos este la uși și gata să vină, n-are cum
să-ți copleșească, să-ți câștige viața altceva decât înțelegerea timpurilor pe care le trăim. Și dacă ne vom apropia cu toată inima de cartea aceasta sfântă și vom studia, vom vedea că Domnul Iisus Hristos este la ușă. Este la ușă. Eu mai cred ceva. Eu cred că Domnul Iisus Hristos putea să vină de mult. Eu cred că Domnul Iisus Hristos putea să vină și prima generație în secolul 1. Și că Dumnezeu literal le-a zis, nu va trece generația aceasta, lor le-a zis unul nouă, până nu voi veni. Dar cred și că profețiile au posibilități multiple de împlinire. Cred și că profețiile au posibilități multiple. O profeție se împlinește, o înțelegi mai bine cam după ce trece. Adică contextul istoric face ca să dea sens o profeție. Și contextul istoric, stimată comunitate, ține de alegerile noastre și de răspunsul nostru la cuvântul lui Dumnezeu. Ellen White spune că în 1888 Iisus Hristos a fost pe drum într-un limbaj omenesc. Și pentru că biserica n-a fost pregătită, s-a întors. Sunt două posibilități pe care le cred. Că Iisus Hristos vine în curând. Nu spun 2, 3, 5 ani. Nu știu. Dar vine foarte curând. Iar dacă nu vine, nu vine doar ca un răspuns al nepregătirii și neînțelegerii noastre. Sunt două mari semne care trebuie împlinite, spune Apocalipsa. Unu, să se desăvârșească răul. Răul e desăvârșit. Doi, semn apocaliptic. Când se va pierde dragostea firească și întrebuințările firești ale bărbatului și ale femeii. Atenție, Sodoma și Gomora, ce este semn apocaliptic. Ceea ce trăim noi n-a trăit Sodoma și Gomora. Răul este desăvârșit. Dar principiul coacerii are două direcții. Unu, coacerea răului, care de mult este cop. Nu vă uitați după semnele răutății în lume. E cop de mult răul. Și noi mai suntem răi. Și a doilea semn este coacerea binelui. Binelui. Adică niște oameni, o comunitate de oameni, care să trăiască astăzi, ca și cum Hristos ar veni mâine. Comunitatea aceea de oameni care va trăi astăzi, ca și cum Hristos va veni mâine, va avea bucuria să-L vadă pe Iisus Hristos față către față. De asta sunt sigur. Pe baza Scripturii, de asta sunt sigur. Dumnezeu să ne trimite la Biblie și vă invit să studiați, cercetați, căutați, întrebați. Nu vă luați după vorbe, după unii și alții, dar să credeți că Dumnezeu există și că există viață veșnică. Și că nu suntem părăsiți, ci Iisus Hristos în curând va veni să ne ducă acasă. Căutați să înțelegeți timpurile pe care le trăim. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.